În ultimii ani, mai multe organizații non-guvernamentale au încercat să protejeze mediul înconjurător prin diferite activități și campanii de informare și mobilizare a cetățenilor pentru curățarea planetei. Există chiar și o zi mondială dedicată mediului, marcată pe 5 iunie. Aceasta a fost sărbătorită și de elevii Liceului Tehnologic Nicolae Ciorănescu. Activitatea a început cu un moment flash mob denumit Salvați Planeta. Apoi, în incinta unității de învățământ, au avut loc activități interactive realizate de reprezentanții instituțiilor care au grijă de mediul înconjurător. Tema aleasă anul acesta este Ridică vocea în nivelul mării. O zi foarte importantă pentru noi toți, pentru că, iată, ne privește pe fiecare în parte și cumva ne cere să facem un bilanț a ceea ce am făcut și ceea ce vom face pentru o dezvoltare durabilă, pentru o viață sustenabilă. Păi să învățăm echilibrul, armonia, scurgerea timpului, succesiunea momentelor care trebuie dedicate exact acelor acțiuni și activități potrivite vârstei, locului, timpului în care ne aflăm. Deci să învățăm de la mediu că dacă nu ne purtăm așa cum trebuie, avem de suferit, avem de tras niște ponoase și s-a văzut în ultima vreme. La eveniment au fost prezenți și invitați importanți de la Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița și de la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Dâmbovița. Ridică vocea și nu în nivelul mării. Ne gândim la schimbările climatice, ne gândim la reducerea stratului de ozon, ceea ce implică o schimbare climatică și automat o încălzire a climei, gazele cu efect de seră care produc un asemenea dezastru până la urmă. Ne gândim și voi sunteți cei care sunteți datori să duceți mai departe toată partea de educație sau de conștientizare, mai bine zis, a acestor schimbări climatice care se produc. Pe lângă alocuțiunile invitaților, au avut loc și discuții interactive cu elevii pe tema combaterii poluării, susținute de reprezentanții Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu și ai Centrului Europe Direct. Pentru că împărțim cu toții, așa cum bine ați spus astăzi mai devreme, împărțim același bun, această planetă. Această planetă care a început să nu mai aibă răbdare cu dorințele și mofturile, nazurile noastre, și trebuie să dăm exemple nu neapărat la nivel mondial, ci pe cele pe care le avem la îndemână, dacă stăm să ne gândim la localitățile lovite de inundații în această primăvară sau nu mai mult decât cu câteva săptămâni în urmă. De asemenea, a fost prezentat și proiectul Cu mic cu mare salvăm Terra, realizat la Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu. Elevii care au luat parte la eveniment s-au putut bucura și de proiecția unui film scenetă antipoluare și de un moment muzical Deschideți poarta soarelui, susținut de eleva Ana Maria Bojoi. Deschideți poarta!